când începe și îți înșiră toate calitățile, zice, familie bună, vorba aia, vaccinat, tot ce vrei, zice, o singură problemă, ce nu-i pocăit. Astăzi avem un invitat care a mai fost pe la noi, ne-am învățat cu el deja, e prietenul nostru, e prietenul casei noastre, e pastor la biserica Efrata din Făget. Numele lui Alin Nemes, a mai fost pe la noi, s-a prezentat, ne-a spus o grămadă de lucruri interesante. Astăzi, așa cum v-am obișnuit deja în același format, Marian, Margel, părțile importante ale emisiunii cu care stăm la discuții întotdeauna. Sperăm ca și azi, ca și de fiecare dată, să aportați câte ceva la discuțiile pe care le avem aici în cadrul emisiunii noastre. Măcar azi. Așa, ideea e că toată lumea te cunoaște pe tine, Alin, te cunoaște de pe sticlă sau în măsura în care tu vrei să le arăți ceva. Tu știi că eu pot să te cunosc pe tine cât mi-arăs tu. De acolo încolo sunt doar părerile mele vis-a-vis de ceea ce pot să crede despre tine. Astăzi noi ne-am dorit să deschizi puțin ușa casei tale, ca să spunem așa, și să facă cunoștință oamenii cu anumite trăiri pe care probabil că le-am auzit într-o oarecare măsură în predicile tale. Și probabil că oamenii au o oarecare impresie despre ce trăiți în cadrul familiei. Oamenii au greutăți. Ei nu le cunosc. Ei cunosc ceea ce prezinți tu. Momente probabil mai multe de victorie decât de plâns. Da, mai mult de biruință decât de auzi. În fiecare zi trec prin greutate 1, 2, 3, 5. Nu ți le expui, nu le spui. Și vrem să ne ducem oarecum în zona asta, să cunoaștem puțin interiorul casei tale, a familiei tale. Și din perspectiva slujirii. Cât de greu este unui slujitor, mai ales unuia care aleargă toată ziua dintr-o parte în alta. Da, fac aici așa o subliniere. Era pe cale să pierdem un copil, har Domnului că nu l-am pierdut, într-un moment în care Dumnezeu ne-a dus așa până pe o muchie de cuțit. În același timp, eu, ca să dau răspunsul întrebării tale, sunt un om foarte simplu. Un om ca oricare altul, care îmi fac partea mea înaintea lui Dumnezeu, atât cât Dumnezeu mă ajută și în limitele pe care Dumnezeu le lasă. Acum aici la voi, fac și aici o paranteză, mă simt așa mai destins în cadrul ăsta al vostru, mai liber, în ciuda faptului că în viața de slujire deseori suntem încorsetați, e foarte adevărat. Ideea voastră de a fi într-un cadru foarte liber și de a se discuta într-un cadru foarte liber e una genială. Eu sunt cel mai mare dintr-o familie cu 6 copii. M-am născut într-o casă cu tată slujitor. Nu dintotdeauna păstor, deacon, prezbiter, păstor, cu limitele unui copil de slujitor. Mi-aduc aminte într-o tabără, cum era pe vremuri, taberele naționale. Ai fost în tabăra națională pe vremuri? Nu. Așa? Dacă spune pe la ce taberi mergeam pe vremuri. Internaționale. Așa? Acolo ne aduc aminte că ne strânsesem la un moment dat cineva, ne strânsese pe copiii de slujitori și erau la un moment dat nemulțumirile. Mă, tu, și tu ești prunc de slujitor, și tu ești, dar și tu n-ai voie să faci aia, și tu n-ai voie să faci aia. Am crescut oarecum în sistemul ăsta. Că tu n-ai voie să faci aia, noi n-avem voie aia, ai grijă să nu mă faci de râs, ai grijă să nu știu ce. Lucruri care au fost bune în fund și la urma urmei, nu mi-au prins neapărat rău. Fiind cel mai mare din familie, o trebuie să fiu și un exemplu logic pentru frații mei. Mai apoi, până la 20 de ani, nu m-am văzut niciodată la vreun amvon. Niciodată nu am crezut că eu voi fi în postura în care sunt, spre exemplu. Dar nici alții nu te-au văzut. Nici alții. Foarte adevărat. E foarte adevărat. Nici alții nu m-au văzut. Au fost poate chiar o surpriză pe care Dumnezeu a lăsat-o pentru faptul că m-a angrenat în slujirea asta. E adevărat că pentru a sluji
Dumnezeu a ales cam undeva la 5 ani de zile să mă treacă prin foarte multe situații la foc automat, complicate. Iar asta a fost ceea ce nu se vede pe sticlă, cum ai zis tu, să zic așa, ceea ce nu se vede în cadrul oficial al vieții și al slujirii, și a fost doar luptele mele ca și persoană individuală, ca și om simplu, a familiei mele. Și majoritatea încercărilor au fost în cadrul, să zic așa, al familiei. Și aici fac așa o subliniere, nu a situației de neînțelegere din familie, nu. Au fost cu copii încercările, am ajuns într-o țară străină, începutul de la zero într-o țară străină. Și toate provocările țării străine, unde noi am stat câțiva ani până să ne reîntoarcem în România. Iar astea toate m-au călit pentru slujire. Nu regret perioada aia de 5 ani de zile, în schimb n-aș vrea să mai trăiesc. Trebuie să fiu foarte, foarte deschis. În perioada asta a fost punctul cei care... Cei 5 ani sunt ăia din Austria. Da, da, au fost exact și momentul în care era să o pierdem pe Carina. E foarte adevărat. În care medicul o dat din numeri, ne-a sugerat să o ținem în spital, dar au zis că n-are ce să facă, sau putem să o luăm acasă, dar pe semnătură. Am luat-o acasă, ne-am rugat Domnului, Domnul s-o atins și a fost un moment în care, da, putem să-L povestim cu bucurie și să împlinim cuvântul din Biblie care zice că voi binecuvânta pe Domnul și voi povesti toate îndurările lui Dumnezeu. Să concluzionez răspunsul ăsta, sunt un om foarte simplu, foarte simplu. Un om ca oricare altul. Mai știu care... cum era simplu și zmerit ăla. Bă, și simplu și zmerit. Na, acum e adevărat că... Și era și de Dumnezeu iubit. Slăvit să fie Domnul. Nu, știi, avem și o situație, noi, cei care slujim, și nu mă confrunt doar eu cu asta, cele mai multe păreri despre noi și le dau cei care poate n-au vorbit mai mult de 5 minute cu noi niciodată. Și încep să zică, bă, cu tare, că cu tare și așa mai departe. Am o întrebare aici, întreb asta pe listă de oameni care vorbesc. Dacă vrei să răspunzi la ea, ai libertate maximă. Cum gestionează nevastă ta? Soția ta, cum vede, pentru că poți să ascunzi multe lucruri de ea, dar sunt momente când e atât de vizibil că unul nu te suportă, că nu te înghite, că îți dă în barbă cum te prinde ea, coborâi de la amvon o seară plină de har și coboară vinul așa, bang, bang, două, trei percuții și vine nevasta parcă cumva să mai amedoreze. Bine, vezi că sunt ghine mele, dar nu înțeleg ce fac. Da. Știi cum, care e harul la mine? Slăvit să fie Domnul pentru asta. Andreea e tot fiică de păstor. Și, deci vine dintr-un mediu unde sunt obișnuit. Care e obișnuită cu... Adevărul e că, acum, fără glumă, noi, cred că pocăiții, suntem singurii care îi lovim tot timpul pe aia ce merg în față. Adică în loc să dăm în dușmanul care e mai încolo, nu știu cum îi merim în cap tot pe aia ce merg în fața noastră. Devenim foarte atenți, cu spiritul critic, la cel care face. Da, e una din păcatele generației noastre. Da, dar există și critică cu dragoste. Eu mi-amintesc, deci toți începuturile noastre, cred că nici Dumnezeu nu spune Biblia că începuturile slabe nu le disprețuiește. Dar sunt unii oameni care știu să zic, bă, ce mi-a plăcut foarte mult. Zice, acolo un pic, dacă să fii mai atent la faza aia, zice, rest, super, Domnul să te binecuvânteze. Și e o critică constructivă. Te-o critică, ați spus clar că ai greșit, dar sau mai este câte unul care zice, bă, uite, cum te-ai cățăra, mă, tu pe acolo, pe la volul ăla? Bine, stai, bă, că am un prieten păstor actualmente, care în momentul când a predicat printre primele dăți în biserica în care el era atunci, că acum păstorește o altă biserică, un frate din biserică s-a dus la el și auzi încurajare. Bă, ai predicat ca o cizmă. Dai seama. Da, cu toate că omul ăla, ca oricare altul noi, da, ne zbatem. L-am pe prietenul meu, Dorel Coraș, care zice că îl doare capul până găsește un subiect de predică. Îi împărtășesc sentimentul. Asta este. Ai momentele alea foarte complicate până când se deschide așa ușa înspre ce să vorbești. Ei, când momentul când te zbați, te străduiești, te rogi, te gândești și așa mai departe, să vină cineva și să dea așa frontal, să fie așa foarte deschis. Sunt mulți din ăștia care, în loc să încurajeze, mai ales când văd un tânăr sau atunci, sau unii care, există și categoria de oameni care tot timpul au impresia
că știu puțin și sunt mai luminați decât ăia. Și când te cobori, zice, acolo mai mergea încă nu știu ce. Mai există oameni care să mă încurajeze astăzi? Îs puțin, dar mai există. Rar de tot. Îi găsești. Un răspuns tare la tine. Eu n-am întâlnit niciunul. Nu. Un răspuns. Da, dacă vrei să fie biblic, spun și eu Caiof. Am auzit vorbindu-se despre ei. Dar aici, parafrazând, dar încă ochii mei nu i-a văzut. Da. Știi, ai întrebat de cum gestionează Andreea. Eu am multe întrebări în zona asta. Da, pentru că unul din punctele bune e că o crescut în casă de păstor și oarecum e obișnuită cu asta. Doi, Dumnezeu în perioada aia de 5 ani de zile ne-a trecut prin foarte multe chestii ca și familie și a ales Dumnezeu să ne treacă ca și familie prin neajunsurile noastre de atunci, prin situațiile atunci când o trebuie să nască pe care medicii au zis că va ieși handicapată. Nu a ieșit, har Domnului, a ieșit sănătoasă și bine. Mai apoi prin faptul că a fost cum a fost situația când eu am avut 2 ani și jumătate. Mateo când s-a născut prima dată, când s-a născut, da, primul copil, urmează să nască a doua oară. Se nască a doua oară, da. I-a zis bine, slavă Domnului. Când s-a născut, nu i-a bătut inima, au trebuit resuscitat și oarecum. Toate astea și faptul că am fost împreună și le-am trecut prin toate, ne-o călit. Și nu mai punem la suflet chiar toate hateriala tuturor. Nu mai punem la suflet. Sunt omul care mă uit foarte atent când cineva vine să-mi spună ceva. Mă uit modul cum spune, mă uit cine spune și sunt foarte deschis întotdeauna să corectez și să învăț. Indiscutabil. Dar în același timp, dacă cineva vine pe o alură de a jigni, de a aduce așa doar o ofensă, nu, am har Domnului deocamdată, sper să mă țină cu tot. Am puterea să trec peste și să... Nu e aceeași treabă să fii fată de păstor și să vezi că taică-tu ia bătaia. La între ghilimele, sau să vezi că cel cu care faci familie... E adevărat că e greu, nu e ușor. Nu e ușor. Vin acasă uneori destul de prăbușit, să zic așa, și de îngândurat. Și am nopțile mele în care mă plimb așa vreo 2 ore prin casă, mă întorc înapoi, iar intru până în dormitor, ies înapoi, mă duc, ea mă aude până nu știu unde. Cum îți zice? Dar recunoaște. Cum îți zice? Bă, dar te mai plimb mult! Încă s-a obișnuit. Mă dimineață zice, azi noapte iară te-ai plimbat. Da, nu știu, Dumnezeu ne-a călit și aici ne-a dat putere să mergem înainte, să luăm viața de slujire cu toate provocările ei și să luptăm să ne facem partea cu cât mai multă demnitate înaintea lui Dumnezeu. Chiar dacă uneori în interior, eu știu, și pe ea ca soție, pe mine implicit, toate chestiile astea, când nu se găsesc oameni care să aibă și o vorbă bună, care să aducă și o revigorare, toate chestiile astea se depun. E adevărat, se depun. Dar Dumnezeu e acel care le mai eliberează. Și mai există un atu și un plus. În generația asta noastră suntem câțiva slujitori tineri care ne cunoaștem, suntem prieteni, ne întâlnim, ne mai chiar întărim și ne încurajăm unul pe altul. Și parcă atunci când te întâlnești cu un coleg slujitor de aceeași vârstă oarecum, cu aceleași provocări, și vezi că mai zâmbește, începi să zâmbești și tu și iei din nou lucrurile și mergi mai departe. Se spune despre păstor că au uitat să mai zâmbească unii dintre ei. Adică ajung direct crispați la... Băi, adevărul e că de multe ori și viața și când toți vin și îți pun peste tine problemele lor, ei au impresia că păstorii n-au probleme. Și da. Trebuie să le ducă la toată turma în spate, da? Și vine și îți povestește și... Știi viața aia, ce mă voi păstori, n-aveți nicio treabă. Da, mai este câte unul care vine, deci am pățit cu o fată care vine și zice, vreau să am povestesc ceva cu tine, zice, ce ar să spună, o cunoscut un băiat extraordinar, super, extra, giga, mega, hiper, macro, ultra, deci când începe și îți înșiră toate calitățile, zice... Familie bună, vorba aia, vaccinat, tot ce vrei. Zice, o singură problemă, ce nu-i pocăit. Zic, asta e cea mai mare problemă. Și zice, frate, știu că nu-i bine, dar simt că iubești. Măi, femeia, dacă știi, de ce mai vii aici? Că tot lucrul o să spun și eu pe care tu-l știi. Deci știi, dar totuși vii să-mi povestești mie. Să-mi... Știi și la ce te ajută că știi. Da, la ce te ajută. Da, da. Alin, te ajută cu nimic. Alin, tu ești evanghelist, ești foarte mult plecat de acasă. Cum reușești să ai timp și pentru familie, și pentru biserica unde slujești și să ai timp să mergi? Mi-a dat întrebarea mare. Să ai timp să mergi și în
în România mergi foarte mult și și în străinătate. Tu ești foarte mult timp plecat de acasă. Cum reușești să le împaci pe toate? Cu greu, foarte, cu foarte mult greu. Și asta e una din întrebările care la mine atinge o coardă sensibilă. Pentru că mă lupt să împac, uneori nu-mi iasă să împac chiar totul. Am săptămâni în care, mai ales în campaniile de evangelizare, ca oricare alt coleg de-al meu slujitor, care poate să-mi împărtășească sentimentul ăsta, oricare cu 100%, îi văd pe copii doar dormind. Ajung la 1-2 noapte acasă, dorm până la 9 dimineața, dacă ajung 2-3 dimineața acasă, dorm până la 9, ei pleacă la școală. Când eu la 11 trebuie să plec, că trebuie să ajung în altă parte de țară, ei încă nu-s veniți de la școală, ajung iar noaptea târziu și așa mai departe. De nenumărate ori am lăsat plângând, Carina e așa mai cu curaj, s-a pus în ușă și a zis, nu, tati, acum nu mai pleci. Nu, trebuie să o iau, zic că nu, uite, las că plec și vin repede momentul ăla. E greu să le împaci pe toate, e foarte greu. Și deseori rămân a copii acasă, Andreea începe să le spună, știi, tati s-a dus, merge la biserică, noi facem așa, Domnul Iisus, Dumnezeu vrea și așa mai departe. Aparent zici că o înțeles, dar parcă uneori vezi chiar și tristețea din ochii lor. Dar tu n-ai avut niciodată senzația că mă, s-ar putea să acord mult timp altora și să n-am timp de copiii mei, de exemplu. Spuneai că ești foarte mult, că uneori îi lași dormi, adică vii și găsești dormind, pleci dimineața, ei pleacă la școală. N-ai avut sentimentul ăsta vreau să zici, bă, nu știu dacă fac mai mult pentru alții decât pentru... Sau pierd ceva frumos din viața copiilor. Partea asta că pierzi ani frumoși din viața copiilor, sentimentul ăsta care uneori chiar mă macină, l-am foarte des. Foarte des. Singurul lucru ce îmi rămâne e să ne rugăm Domnului să ne dea înțelepciune, să le împăcăm oarecum. Acum, bun, ei mei cresc, i-a mai luat cu mine, unde-s mai pe lângă, aproape de casă, hai cu mine, venim iar de seară târziu. Oricum trebuie să recunosc că în orice faci, în orice domeniu de activitate, există câștiguri și pierderi. Indiscutabil. Vrei să fii un medic de renume, dar ai pierdere că n-ai timp. N-ai timp pentru tine, n-ai timp pentru casă, n-ai timp... De ce? Pentru că ești șoarece de bibliotecă, toată ziua cu carte, nu știu ce. Orice vrei. Vrei să fii pilot de Formula 1, să fii cel mai bun, da. Dedici zile, nopți la antrenament. Fotbal, tot ce vrei tu. E, și în chestiunea cu slujirea, mă gândesc că trebuie să fie oarecum la fel. Și la toate, ai avantaje. La toată povestea, că vorbeam despre greutăți, acum vorbim despre un mit care s-a creat în lumea evanghelică, că aveți tarif la evanghelizări. Chiar mi-ar place să ne ziceți. Că aveți taraf la, la evanghelizări. Aveți cotă fixă. Taraf. Spune ceva despre asta. Care sper să nu te compromit. Absolut. Chiar e foarte bună întrebarea. Iau uneori tineri din biserică cu mine așa pe post de șoferi. Prieteni de-ai mei care fac lucrarea asta uneori cu multă dăruire și mă ajută foarte mult, că altfel dorm prin parcări până să ajung acasă. Și îi văd, mă urc în mașină, ei văd că fratele păstor sau așa vine și îi spune plic în Biblie sau ți-l bagă la haină. Și la un moment dat îi văd așa cumva că sunt foarte atenți când scot plicul ăla, unde îl pun, când îl deschid. Știi momentul la ăla? La poștă, a doua zi. Mi l-a dat să-l trimit. Da, și de fiecare dată când sunt cu cineva în mașină, îl deschid acolo pe loc. De fiecare, nu-l las să stea omul în suspans. Nu vreau să trăiască. Și deschid uneori. Și mă amuză fețele lor, știi? Deschid plicul și îi scot așa și număr. Și el se uită cu coada ochiului. Nu te uita cu coada ochiului, poți să te uiți direct. Zic, ți-i dau ție să-i număr. Și se uită. A, mai punem noi de motorină. Câteodată. Deci asta cu că tarif, cu prostia asta, iertați-mi cuvântul, dar chiar vreau să fiu. Nu știu cine îl inventează. Bă, o fi vreunul care și-o permis cândva să arunce vreo vorbă de genul ăsta, habar n-am, și Dumnezeu să-l ierte, și dacă există vreunul care a făcut asta să nu mai facă. Dar da, e un mit. Sau, da, nu dar dar de multe ori sunt doar povești. Știi, sunt unii care, normal că merg, mă, dar tu știi cât e tariful. Bagă ei de la ei. Ei habar, nu? Au, dai mai ușor să vorbești. E foarte simplu să-ți faci în mintea ta o poveste care să o creezi, să o vinzi după aia și altora, că ți se pare că cutare are o mașină, spre exemplu. Tu
cel care inventezi povestea, habar n-ai că cel care are predicatul despre dragi mașina poate o are pe datorie, poate că are un frate care chiar a vrut să-i o cumpere, poftim. Bă, ce treabă ai tu că a vrut unul să-i facă cadou mașină? Sau, în fine, că poți să fie în situații. Dar se găsește câte unul care să inventeze povestea și mai apoi așa, mai ales dacă are și stilul ăla de compunere, știi, era bun la compunere la limba română, așa de frumos să o compune. Îmi plăcea compunerea, dar nu la de genul ăsta. Mă refer, că eu nu știam de compunere. Și avea câte unul care învăța compunere. Spune la la doamna învățătoare, cum am fost eu în excursie. Ce spune aia, cum am intrat eu. Știi, aia, ca o paranteză, zis să le spune ce ați făcut în vacanță, știi? Și a scris un copil, zice, ceea ce am făcut în vacanță, o postat o doamnă învățătoare. E strict problema mea. Da. Și nu vreau să o spun nimănui. Așa e și aici. Da, ideea că nu, da, știi compunerea de la altă, zice, madre, bă, dar ce am auzi, făcut în eu general, vacanță. Wow, erai în general, noi românii, cred că suntem cei mai buni regizori. Bă, ne facem niște filme în cap. Da. Deci ne regizăm propriul film. Și după aia te miri, românul se miră cât de bine iasă și să expună. Da, așa. Unul și le expune la fel de bine. Da. E păcat asta. E păcat pentru că, din păcate, eu am auzit despre oamenii lui Dumnezeu care aleargă, care se luptă, care și-au lăsat familiile, și-au lăsat și așa mai departe, că s-au spus despre ei că nu știu ce au cerut, că nu știu ce au făcut. Bă, știu eu. Și când aud chestia, știu eu, sigur. Vorbește lumea. Auziți mai mulți. Iertați-mi cuvântul, nu îmi stă în caracter, dar vreau să fiu deschis. Vrăjeli din astea s-a atat de sătul până peste cap. Celor care fac așa ceva chiar nu le face cinste, aduc un prejudiciu lucrării lui Dumnezeu și cred că oricine se ocupă cu așa ceva sau îi stă dacă se ocupe să se oprească. Un context în care un predicator, un cântăreț, un slujitor, indiferent de domeniul de activitate, ar putea să perceapă vreun tarif? Pur și simplu să pună tariful? Da. Dacă ar putea, dacă ar fi voie. Repet întrebarea. Așa. Ca să fie foarte bineînțeles. Da, că vreau să fiu... Să există vreo situație în viața omului, că el e cântăreț, predicator sau ori face o slujbă, oricare altă natură, în care el să poată să perceapă tarif? Din punctul meu de vedere, în momentul în care eu chem un predicat, un cântăreț la evangelizare, mi s-ar părea aberant să-mi spună, frate Alin, te costă atâta. Da, eu sunt păstorul unei biserici. Dacă ar fi la nuntă. Dar la nuntă mi se pare ceva, o normalitate. Da, eu sunt păstorul unei biserici care trebuie la un moment dat să-i spun fratelui casier, pune-mi plic atâția bani pentru cutare. Și în același timp sunt și în postura în care trebuie să primesc atunci când mă duc. Da? Sau sunt puși în situația să primesc atunci când mă duc. Pot să înțeleg ambele situații. Da? În momentul în care cineva vine la evangelizare, oricare ar fi el, fie cântăresc, fie predicator, mi s-ar părea aberant ca cineva să-mi spună un tarif. Dar în momentul în care chem niște cântăreți la o nuntă, îi pui să-și aducă sculele lor, să-și aducă boxele, să-și aducă ce mai ai tu nevoie, poate și la sală, și așa mai departe. Nu personal, nu am nimic împotrivă cu cineva care spune, uite, eu vin la nuntă, dar ți-ar costa atâta. Pentru că, în fond, și la urmă, vrei când trebuie la nuntă, e moft, frate. Exact, nu e o slujire. Are de-a face cu un serviciu, cu o prestare de serviciu, nu-i neapărat... Și atunci, predicatorul e exceptat de la treaba asta? Eu cred că la anunț e aceeași chestie. Păi lasă acum, eu nu o să pot să zic asta niciodată. Eu, din punctul meu de vedere, preferabil ar fi ca... Narius, noi avem discuție. Biblic e așa, să nu legi gura boului când trăiere. Okay. Nu vreau să spiritualizez. Care nu neapărat ne include pe noi. În ce sens? Eu nu vreau să înțeleagă cineva că dacă tu zici, dai un răspuns negativ sau pozitiv, neapărat e vorba de ceea ce practici tu sau ceea ce faci. Da. Eu vorbesc la modul general. De exemplu, eu nu sunt cântăreț. Dacă unul își dedică, spre exemplu, avem, uite, Marcel are studio împreună cu Cosmin. Păi din asta, să zicem, pe lângă că muncesc fiecare la fabrică unde lucrează ăla altul în construcție, nu știu ce, totuși au făcut din asta o pasiune și fac muzică.
Adică în timpul în care eu mă odihnesc, spre exemplu, omul ăsta merge și creează videoclipuri, nu știu ce, cheamă pe nu știu care să tragă melodie aici în studio. Întrebare, pe ce ar trebui să facă ăștia? Să cheltuie 10.000 de euro sau, pardon, au scule în studio de 100.000 de euro. Ce ar trebui să facă? Să facă investiții 100.000 de euro, pentru că apoi să zică unea care are un moft să-și facă un CD-ul. Da, numele Domnului. Aici, hai să spun care e diferența între cântăreț și predicator acum. Okay. În mod special, predicatorul care vine... Poate, dacă e și o slujitor ordinat, e acolo la actul de cult, în momentul în care se oficiază actul de cult. Cântărețul, poți să zici, chiar dacă e oarecum tot o slujire și la nuntă, dar faci un serviciu. Eu, personal, nu am cerut în viața mea, nu cer și nici nu voi cere. Dar nu vorbim despre tine personal. La nicio nuntă, să mă ferească Dumnezeu de așa ceva. Și pentru faptul că nu fac asta, recomand poate tuturor predicatorilor să nu ceară. Dar există aici un aspect. E foarte ciudat uneori când se duce predicatorul 500 de kilometri, 600 de kilometri, că îl vrea mirele, îl vrea mireasa, îl vrea nu știu cine. Și... te duci și îi pune în plic mirele și mireasa, bandă de-abia ajunge de motorină. Dacă se uită un plic, de-abia ajunge de motorină. Dacă se mai oprește să și mănânce pe drum, că merge 8 ore, pune bani din buzunar. Nu e o problemă asta. Dumnezeu știe să... Dar e oarecum ciudat când același mire și același mireasă, la un cântăreț îi dă o sumă destul de consistentă și bine face, bă, e un serviciu. Și în același timp la fotograf, spre exemplu, le dă dublu, poate, suma care îi dă și la cântăreț. Așa cum cântărețul e un moft, așa cum fotograful e un moft, bă, și predicatorul de la 700 de kilometri. Stația o plătești, nu? Și difuzoarele. Implicit. Da, da, dar ei au învățat versete din Biblie. Fără plată ați primit, fără plată să dați. Da, noi iau impresie. Da, îs niște chestii, dar ei nu înțeleg că pentru 30-40 de minute de predică, dincolo de drumul ăsta de 600 de km, 8, 10, 12 ore cât ai făcut, bine, dus întors, pierzi o zi întreagă, ai nevoie și de timp de pregătire. Pentru că o predică, mai zice câte unul, stând pe bancă, mi-a spus Domnul. Bă, ăștia cu telefonul roșu a Domnului. În fine... nu întotdeauna îți vine așa predicat. Dar aici sunt multe aspecte. Tu gândește-te că predicatorul care merge, și aici iau aici apărarea tuturor colegilor mei care umblă, da, slujitori, omul ăla are o uzură la mașină, omul ăla trebuie să-și facă un schimb de ulei, trebuie să mai cade un alta și așa mai departe. Ei, har Domnului, când întotdeauna se găsesc oameni care Dumnezeu îi face atenți. Și știe Dumnezeu întotdeauna să poarte de grijă. Na. Subiectul ăsta a... Știi de ce am deschis subiectul ăsta? Tocmai pentru că vreau să mă întorc la familia ta. Au fost situații în viață când, tocmai din pricina Evangheliei, pentru că tu ești dedicat la treaba asta, au fost momente când ai avut lipsuri mari în familie și la un dat a stat de vorbă probabil tu și soția ta, zic probabil pentru că nu știu. Și acum ai iară libertatea să răspunzi sau nu. Și ai spus, Alin, sau zis poate soția, trebuie să încep să faci ceva, că noi în felul ăsta nu putem să trăim. Ne ajung banii pe lună, pe lună, probabil. Adică nu vorbesc de zona Austria când tu ai lucrat sau cine știe. Vorbesc de zona slujirii, nu? Sunt momente când tu zici, vii la evanghelizare, frate, nu mă bani de motorină. Păi de unde trăiesc? Am copii, am masă, am nevoi. Dacă punem ce în România, școală, caiete, pixuri, nu știu ce, pe asta te omoară când vin. Au fost momente de discuții de genul ăsta în cadrul familiei, pentru că nu era ceea ce prezentau unii. Predicatorii ăștia care merg și fac și nu știu ce, și voi acasă, foamea. Au fost momente de lipsuri indiscutabile și asta cred că ca la oricine. N-am ajuns încă chiar să discutăm, pentru că întotdeauna Dumnezeu a știut să așeze lucrurile și a avut Dumnezeu metodele Lui într-un mod extraordinar. Dar e adevărat, au fost momente de lipsuri, chiar dacă uneori oamenii ne văd la amvoane. Bă, că ești la costum la amvon, că așa te duci la amvon. Și omul zice, bă, ăla e la costum toată ziua, ce viață are ăla, ăla e numai la costum. Deja când te-au văzut așa, de se gândește. Mâncă numai prin restaurante, el nu știe că poate am o zi în care mâncă un sandwich, făcut acasă repede, că și așa mai departe.
viața unui slujitor dincolo de amvon, da, dincolo de amvon, e chiar viața unui om normal și deseori cu lipsuri mai mari ca celor la care le slujim. Dar, repet, Dumnezeu întotdeauna știe să-și facă partea, cred asta. Alin, eu am o chestie. Cum reușesc să încurajezi pe cineva într-un moment în care tu ești cel mai descurajat? Poți să ai o zi proastă, imaginează-ți, o zi nu ți-o mers, sau ai avut orice problemă cât de mare și ai primit un telefon și cineva are o problemă gravă și tu acum trebuie să îl încurajezi, dar tu ești mai terminat decât el. Cum reușesc să gestionezi treaba asta? Știa, știi cum zice medicul? De unde scoți putere? Zice, trage aer în piept. Trage aer în piept și mergi înainte. Noi, dincolo de problemele unui slujitor, el nu trebuie să uite niciodată că e slujitor și că trebuie să-și îndeplinească menirea. Sunt medici care suferă de diabet și trebuie să scrie rețete de diabet. Și vine mai apoi pacientul și zice, domnul medic, vă mulțumesc tare mult că rețeta și tratamentul care mi l-ați dat mi-au făcut atât de bine, uitați că s-a ameliorat boala mea. Și medicul continuă, poate și îi se agravează boala. În timp ce îl face același tratament și s-ar putea să nu-i folosească. Exact, care face același tratament și poate la el nu prinde. Așa e parcă, dintr-un alt punct de vedere, așa e și în viața de slujire. Noi trebuie să ne facem partea. Avem o chemare, am făcut o promisiune. Eu slujesc personal datorită unei promisiuni pe care am făcut-o lui Dumnezeu. Nu o să vin niciodată momentul în care Andrei era însărcinată cu Mateo și unor prieteni de-ai noștri s-au născut un copil cu sindromul Down. Și eu m-am rugat Domnului și am zis, Doamne Iisuse, dacă Tu vrei să ne dai și nou un copil cu sindromul Down, era foarte apropiată nașterea respectivă și oarecum în mintea mea m-am gândit, bă, dacă așa nostru se va naște așa. Și am zis, dacă Tu vrei să-mi dai un copil cu sindromul Down, eu știu că Tu îmi vei da putere să-l cresc. Dar ce te rog eu frumos, e să-mi dai un copil sănătos, copii sănătos, să-i ții cu viață și eu promit că te voi sluji toată viața. M-am rugat în mintea mea, într-un cerc, unde erau mai mulți frați și erau și un vas al Domnului. Și acolo, acel proroc a zis așa, ascultă, bărbatule, că despre cererea pe care ai făcut-o înaintea mea, eu, Domnul, am luat aminte, dar tu să te ții de juruința făcută. Cererea a fost să-mi dea copii sănătoși și juruința a fost că eu voi sluji. Eu da. Știu că trebuie să slujesc pentru că am promis. Avem o chemare și o promisiune. Cum reușești, Alin? Tu îți faci programare peste 6 luni, da? Tu te sună, frații, vii la noi la evanghelizare. Dar tu nu ai de unde să știi ce o să se întâmple peste 6 luni. De exemplu, în ziua în care tu trebuie să mergi la evanghelizare la București, tu ai febră 39. O căzut copilul de pe cauș. S-o căzut. Cum faci? Suni, poți anula că după aia un alt mit care s-a creat, că zice că vine și nu mai vine. Ne-a lăsat baltă. Nu știu ce s-a întâmplat niciodată să... Mi s-a întâmplat o singură dată să trebuiască să anulez o evanghelizare de 2 ori. Odată că am avut accident și n-am mai ajuns. Și a doua că aveai alta în Anglia. Nu. Asta nu, bă, mie har domnului că nu mi s-a întâmplat asta niciodată. Circulă legendele, Alin, da. Circulă legendele. De ce da, am zis asta? Vezi? Că a fost unul care a zis, nu pot frate, cu inima avea, el nu zice. Poate le știi. Și l-au prins băieții pe Anglia, era pe sistem, era cu taraful. Da. Era pe taraf TV. Mi s-a întâmplat odată că am avut accident. De trei ori am anulat 3 evanghelizări. Mi s-a întâmplat toate că am cred avut accident. Cred că nu trebuia să întreb asta. Vezi că ultima oară a zis 2. Da, mi-am adus aminte de una. Odată am avut accident și n-am mai ajuns. Odată, în momentul în care Andreea era în spital cu Carina, căzuse Carina dintr-o mansardă, în fine, și pur și simplu n-am avut cu cine să-i las pe ceilalți 2 copii și eram foarte stresat. Am sunat cu o zi înainte și am zis, frate, nu știu ce să fac. Andreea e în spital, nu știu ce să fac, trebuia să mă duc destul de departe. Frații m-au înțeles. Și a treia oară a fost o situație care aici mi-am cerut iertare Domnului și fraților. Un prieten de-a meu m-a sunat și a zis, vezi că peste 3 săptămâni am cumpărat bilete pentru Israel. Mie, ție și la neveste. Și la cu neveste? Grupul. Da, și la neveste. La neveste. Nu. La soția mea și la soția lui. Și la toți ceilalți care, așa.
în momentul în care au spus asta, zic, bă, nu pot, eu trebuie să fiu, mă prindea chiar, o zis, te rog că le-am plătit, nu mă interesează, nu mă interesează. Și am sunat pe fratele și am zis, frate, uite, eu vreau să spun foarte deschis, toată situația, un prieten de-a meu a cumpărat așa, așa, le-a plătit, le-a cumpărat, nu mi-a spus, vă rog, mă îngăduiți tare mult. Fratele a zis că da, ca ulterior să aflu că a fost foarte supărat, dar mi-a zis, da, frate, te înțelegem și așa mai departe. Am stat vreo săptămână înainte. Asta au fost trei situații în care eu am anulat, în rest. Acum, Alin, dacă ți se mai întâmplă vreodată așa, trimite pe altul în locul tău. Sunt pe Darius și Meris. Eu te recomand. Sunt pe Darius și să nu-i lași, să nu-i lași, să nu-i lași fără predic. Da, bă, dar în rest nu-mi permit. N-ai râs, Darius, n-ai râs deloc. N-ai râs deloc. Noi avem aici și galeria, ți-am dat, dar să mă gândesc toate la... Bun, ideea. Eu am crezut că e vorba de vacanță, nu de slujire, știi? Că dacă nu, știi, îți mai plătește cineva biletul de avion, de asta n-am râs. Că am zis, vai de mine, cum să fac eu în vacanță? În locul, te-ai scos fain, Darius, te-ai scos fain. Bun. Nu, am fost la, în Israel atunci și, cum să zic, a fost pentru noi o oportunitate extraordinară. Uite, acum, dacă am vrea să mai mergem, nu mai putem. Auzi vorba, de mergeam la avion grizare, ce câștigam? Bă, nu, era un câștig. Israel. Un câștig, dar Israel a fost... Se calci tu cu picioarele tale pe unde eu fost domnul. Da. Acolo ai evanghelizat, da. Bă, nu era domnul prezent acolo, dar... Cum o zic de acolo veni vorba că nu tot ce coboară din Israel. După da, ce pentru mine fiecare seară de evanghelizare eu am pățit când un frate păstor la o biserică mare m-a sunat și mi-a spus că dacă pot să mă duc la ei și am spus că nu pot, dar unde ești? Și am zis, păi, uitați, sunt acolo la... Și am făcut și imprudența să zic, sunt la o bisericuță din satul cutare. Fiind o bisericuță mică, ei aveau botez într-o biserică mare. Și am zis, frate Alin, păi, dar noi avem botez. Frate, da, dar eu am promis. Promisiunea n-am ce să fac, trebuie să mă țin. Și un alt frate păstor m-a sunat odată și a zis, frate Alin, dar unde ești? Și am promis că voi fi acasă. Aveam o binecuvântare, le-am promis familiei. Și am zis, păi sunt acasă. Dar unde ești? Nu poți să fii, unde ești problema? Și am zis, frate, sunt acasă. Și am zis, acasă? Închis telefonul. Opresc că la nevastă ești problema. La acasă m-am referit că la biserică, logic, era duminică. În rest, nu fac să nu-mi onorez promisiunile. Doamne ferește, nu știu, să fiu. N-am fost până acum așa bolnav, să am cu febră, să fiu cu febră, să nu pot să plec. Și sper nici să n-ajung în momentul ăla. Da, oricum, e bine să o ții minte, că cine știe. Da, COVID am avut în starea de urgență, deci atunci era închis tot în România, deci ok. Nu erau bisericile deschise, atunci da. Fără gust, fără miros, deci îți imunizați. Oricum să știi că mulți creștini în ziua de azi fără gust, fără miros. Insipizi, inodori, știi cum zic? N-au nicio treabă nici cu mirosul păcatului și mai departe. Da. Omul al lui Dumnezeu, a fost o mare bucurie să te avem aici. Mă, și pentru mine, aici la voi, în salonul ăsta... Voi destindeți atmosfera de fiecare dată. Mai am zis că încercăm să facem ceva diferit, pentru că nu suntem noi mari specialiști în nimica. Sper să nu sufere niciunul de boala aia de care zicea Dorel Coraș. Am uitat acum era boala. Era unul. Avea o boală, că dacă ziceai că nu ești bun la un lucru, gata, nu ești bun la nimic. Nu sunt chiar bun la nimic. Dar... încercăm pe cât posibil să punem și noi, cum zice, la firiceul din nisip, în clădire. Și dacă cineva de aici poate trage o învățătură și poate să înțeleagă, pentru că oricum ținta noastră nu neapărat ținta celorlalte emisiuni, nu avem un public pe care îl căutăm ăla super elevat, super nu știu ce, mi-am dat seama că Dumnezeu, și noi ne-am dat seama de fapt că Dumnezeu a ales lucrurile neînțelepte, nebune ale lumii sau socotite așa, bă, ce să faci cu astea, ca să Dumnezeu să facă lucruri grozave cu ele. Și ne-am hotărât să mergem și noi tot în zona aia, în zona în care orice om să poată să înțeleagă lucrurile simple de care el are nevoie și care s-ar putea să fie cele mai puternice lucruri care să-l facă pe el să meargă mai departe. Cam asta de fapt povestea noastră. Ne-am bucurat că te simți bine. Salutări la noi în Banat. Tot Banatul, tot Banatul e fruncea. Omule, să mai vii de la noi. Alin, Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă dea Dumnezeu putere în ceea ce faceți. A fost o plăcere pentru noi să fii pentru mine. Cu mare drag. Oricum, caută-ne când mai vii pe aici, că sper să fii rămas cu un gust plăcut în sensul, de fapt în toate sensurile. Și sună-ne nu ca o obligație sau ca ceva ce zicem noi,
Și pur și simplu, de dragul, eu știu, părtășii ăstea, chiar am vrea să te mai avem încă o dată aici, mai putem să ne bucurăm, numai cânti la tobe, la chitară. Hai că ăștia nu știu acum oamenii despre tobele tale, despre chitara ta, da, cânti bine. Pardon, tu ești cu pianul, că numai Pustanu zice că chitara a făcut rău. Da. Așa că, oameni buni, mulțumim că ați fost cu noi și în episodul ăsta. Și astăzi ați, cred că ați avut ceva de învățat de la un slujitor ca și Alin. Așa că, până data viitoare, nu lăsați probleme să vă doboare, rămâneți în picioare.